Salut! Hai să discutăm un pic despre întreținerea rulmentului Unisens de la CF Moto. Pentru început vom avea nevoie de o tubulară de 8, un boraci și un prelungitor. Mai întâi desfacem șuruburile care țin capacul de la CVT, adică toată partea asta de aici. Eu folosesc niște scule destul de ieftine, marca Parkside, adică Lidl, dar trusul ăsta o am din 2015 și încă funcționează perfect. Ideea e că boraciul trebuie să-l folosești să desfaci șuruburi foarte, foarte strâns. Și ne apucăm de desfacerea tuturor șuruburilor astea de aici. După demontarea capacului, CVT-ul va arăta ceva de genul. Pentru a putea continua, avem nevoie de un șurub de metric 6, pe care o să-l băgăm într-una dintre aceste găuri, nu mai știu care e filetată ora asta, ora asta. După înfiletarea șurubului, ceva de genul va arăta. Cureaua va fi slabă, asta se va mișca liber. Apoi avem nevoie să desfacem șurubul și piulița din spate. Mare atenție, sunt pe invers. Adică avem nevoie de un pistol de impact, o cheie de 18 la șurub și o cheie de 30 la piuliță. După desfacerea șurubului și a piuliței, ceva de genul va arăta cu această șaibă aici. Le dăm pe toate la o parte, ținem de carcasă astfel încât să nu se desfacă și ținem cont cum vin poziționate aceste piese, pentru că vom avea nevoie mai târziu să le punem la loc. După demontarea variatorului, recomandat să-l curățați, să-l suflați cu aer. După ce-l suflați și-l curățați, verificați starea culisantelor, dacă sunt ok, le montați la loc, dacă nu se găsește kit de reparație. Eu l-am curățat, i-am dat cu foarte, foarte puțină vaselină, e prima dată când fac chestia asta, dar am văzut că foarte mulți recomandă și îl montez la loc. Verificare, ne asigurăm că rulmenții de pe lateral se mișcă oarecum greu, dar să fie o mișcare uniformă, greu din cauza vaselinei, nu din cauza ruginii. Dacă este cazul în care ei se mișcă ușor și scot zgomot, e un semn că sunt aproape de final de viață, dar putem să-i salvăm la modul că scoatem acest o-ring de plastic negru cu o lamă de cutter și introducem o vaselină de temperatură, de obicei albastră. Eu am una de la Mobil One, pe care o folosesc de foarte mult timp și e foarte ok. La mine este foarte ok, se mișcă relativ greuț și pe o parte și pe alta. Nu sunt urme de rugină, o să mai bag puțină vaselină albastră partea asta de blocare și îl voi monta la loc. Și cam așa arată rezultatul final. Am scos șurubul de aici din stânga, am montat șuruburile la loc și piulița. L-am pornit, totul e în regulă, la cele un pic, duplează.